Emoții aveți? Puțin. Când mă gândesc la nepot, mai iau lacrimile, dar mă întorc și spun da. Înainte. Doar în acest fel, făcând această chirurgie completă și complexă. Vă salut, Dr. Paul Varga aici și astăzi suntem din nou la Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, unde alături de domnul Dr. Moldovan, care este medicul chirurg de la caz, și doamna Dr. Stoica, care este medicul anestezist de la caz, o să intrăm împreună într-o intervenție chirurgicală majoră. Și zic majoră pentru că se vor scoate mai multe organe de la nivel abdominal. Este vorba despre o pacientă de aproximativ 60 de ani cu un cancer ovarian operat în urmă cu un an de zile, care a metastazat la nivelul întregii cavități abdominale. Cazul are o încărcătură emoțională mare, după cum o să vedeți în interviul pe care l-am luat pacientei înainte de operație. De când a început problema? Problemele au început în 2021. Mi s-a descoperit un cancer ovarian și am făcut chimioterapie pentru toate. Uh-huh. Dar se pare că... Ce vârstă aveți dumneavoastră? 58. Mulți înainte. Mulțumesc. În septembrie am obținut aprobare ca să-mi fac PET-CT-ul și acolo s-au văzut fragmațiuni tumorale, canceroase în abdomen. Deci o carcinomatoză peritonială. Cam asta e. Emoții aveți? Puțin. Puțin. E normal, nu? Eu zic că e normal. Da. Ar fi anormal dacă nu aș avea. Și ai zis că ați mai fost operată atunci. Deci asta e a cincea operație. A cincea operație din viața dumneavoastră. Da. Și acum vă văd foarte, foarte tare, foarte puternică. Da, mai, când mă gândesc la nepot, mai iau lacrimile, dar mă întorc și spun da. Înainte. Uh-huh. Aveți un nepot? Da. Să vă trăiască. Mulțumesc. Da. Are 3 anișori. Păi să sperăm că o să fie un succes. O să operația. Fie. Trebuie exact. Să fie. Așa. Așa îmi place să vă văd. Să sperăm că intervenția va fi un succes. Ne uităm la o intervenție de aproximativ 5 ore cu 2 ore de un tratament care este mai nou, se numește HIPEC, chimioterapie intraperitoneală hipertermică. Hai să explicăm termenii. Chimioterapie, adică administrăm o substanță chimioterapică, un medicament care distruge celulele canceroase de la nivelul abdomenului, pentru că o să spălăm întreaga cavitate abdominală cu acest medicament care este introdus la o temperatură crescută la 42 de grade Celsius. Tratamentul se face după intervenția chirurgicală, care are scopul de a reduce macromolecular, adică ceea ce se vede cu ochiul liber. Scoți tumorile pe care le vezi cu ochiul liber, apoi distrugi celulele canceroase prin această spălare cu chimioterapic la temperatură crescută. HIPEC se numește tehnica. 5 ore de intervenție chirurgicală cu aproximativ 2 ore înseamnă 7 ore în total de anestezie generală. Ulterior, pacienta o să fie dusă pe terapie intensivă, echilibrată, pentru că nu poți să trezești imediat această pacientă până nu te-ai asigurat că toți parametrii sunt în limite normale și dai timp organismului să treacă din starea de anestezie generală la o stare de veghe, stare trează. Se va scoate colonul în întregime, vezicula biliară sau fierea, ganglionii limfatici, sunt acele formațiuni care transportă limfa de la toate organele și prin corp, care sunt printre primele stații care dețin celulele tumorale, și întreg peritoneul. Peritoneul este o membrană, o foiță care acoperă toate organele de la nivel abdominal. Și aceasta va fi îndepărtată, după cum o să vedeți. Hai să discutăm un pic despre managementul anestezic al acestui pacient. Înainte de fiecare intervenție, mai ales dacă este o intervenție majoră cum este aceasta, trebuie să te asiguri că pacientul este în cea mai bună stare pe care o poți obține de la el. Asta înseamnă că bolile pe care le are să nu fie decompensate, adică să nu fie instabile, să aibă pusee de bolile de care suferă acest pacient. Asta înseamnă să fie echilibrat pacientul. Pacienta este în acest moment într-o stare de anestezie. Următorul lucru cel mai important pe care trebuie să-l facem este să-i preluăm respirația. Așa cum v-ați obișnuit, acest lucru se realizează prin intubația orotraheală. Acel tub de plastic pe care îl vedeți trebuie să ajungă în trahee și se face cu ajutorul acelui videolaringoscop
este un dispozitiv mai avansat pentru situațiile în care anticipezi o intubație mai dificilă, cum este și cazul acestei paciente. După ce am intubat pacienta, ne asigurăm că pacienta respiră, că sonda de intubație orotraheală este acolo unde trebuie și nu în esofag. Acest lucru se confirmă atât prin dioxidul de carbon care se vede pe mașina de anestezie, dar și cu ajutorul stetoscopului care îți confirmă ascultatoric faptul că cei doi plămâni se aud la fel, simetric, bilateral. Mai avem nevoie în acest caz de aborduri venoase multiple, adică branule pentru început, ulterior după ce am adormit pacienta, o să vedeți, o să punem cateter venos central. Este un tub care se pune la nivelul gâtului, la nivelul unui vas mare de sânge, la nivelul unei vene. Nu uitați, vena tot timpul aduce sânge de la corp spre inimă. Și atunci, tu poți să administrezi într-o venă mare substanțe care în mod normal ar irita venele mici. Și poți să folosești substanțe ca să crească tensiunea pacientului. Tensiunea este un parametru esențial în timpul intervențiilor chirurgicale, mai ales în cazul intervențiilor chirurgicale majore, cum este și aceasta. Și atunci ne folosim de medicamente care ne cresc tensiunea arterială pe care le putem administra la nivelul acestor catetere venoase centrale. Cateter, pentru că e un tub, venos, pentru că la nivelul unei vene, central, pentru că este la nivelul unei vene mari, profunde, de la nivelul gâtului, mai exact, vena jugulară internă, dreapta sau stângă, după caz. Și că tot v-am obișnuit cu acest cuvânt, cateter, o să mai avem nevoie de un cateter arterial, un tubuleț care se va pune la nivelul arteriei radiale, aici la nivelul încheieturii, care ne va permite să vedem tensiunea arterială în timp real. Văd în acest moment cât este tensiunea arterială a pacientului și în plus ne va permite să recoltăm sânge ca să urmărim pe parcursul intervenției chirurgicale parametrii în care se află pacienta. Vorbim despre parametrii sanguini, inclusiv pH-ul sângelui, dacă e mai acid, dacă e mai bazic, electroliți și hemoglobină. Când vorbim de electroliți, ne referim la săruri, sodiu, potasiu, clor, sunt niște parametri care trebuie să-i ții între anumite valori. Și atunci noi vrem să ne asigurăm de acest lucru și avem nevoie de un abord facil prin care să recoltăm. Cea mai importantă caracteristică a cateterului arterial este faptul că îți arată în timp real tensiunea arterială dintr-o arteră. Artera aduce sânge de la inimă spre organe. În cazul ăsta, spre mână. Da, e intervenție de tip IPEC pentru un cancer ovarian cu carcinomatoză peritoneală. Carcinomatoza peritoneală este o situație extrem de gravă, din păcate foarte frecventă în cancerul ovarian. Înseamnă apariția de mii și mii de tumorete împrăștiate pe seroasa peritoneală și nici nu un tratament eficient. Practic afectează toate organele abdominale și duc la decesul pacientei. În cazul nostru, o pacientă a fost operată anul trecut cu o tumoră ovariană și, din păcate, boala s-a extins încă de atunci și la peritoneu. Adică în tot abdomenul. În tot abdomenul. Și acum scoate? Și acum se vor scoate toate leziunile macroscopice. Adică care se văd copul liber. Și la finalul intervenției veți vedea că vom face așa numită procedură HIPEC, adică este o abreviere de la hyperthermic intraperitoneal chemotherapy sau chimioterapie hipertermică intraperitoneală. Chirurgia pe care o facem noi acum se numește citoreducție tumorală, adică îndepărtarea tuturor tumorilor vizibile, iar HIPEC-ul, spălătura cu citostatic, are rolul de a distruge până la nivel de celulă tot ce înseamnă boală. Doar în acest fel, făcând această chirurgie completă și complexă și consolidând apoi cu tratamentul oncologic, pacientele pot să spere la ameliorare, prelungire și chiar vindecare, până în plus aici. În experiența noastră începută cu mai bine de 7 ani în urmă, avem mai multe paciente care pot să vizeze vindecare, adică
care sunt fără boală după peste 7 ani de zile. În condițiile în care carcinomatoza peritoneală este considerată altfel o boală incurabilă. Și, din păcate, întotdeauna pacienții găsesc înțelegere din partea colegilor oncologi de a fi trimiși și să facă această procedură, care, așa cum am spus, pentru mulți poate să semne salvarea vieții. Tratamentul oncologic fără tratament chirurgical în acest tip de boală nu are nicio șansă de izbândă. Așa cum nici chirurgia nu poate să facă treaba de una singură, adică clipnic. Noi recunoaștem că avem nevoie clipnic, că avem nevoie de colaborarea colegilor oncologi și de consolidarea ceea ce se obține prin tratamentul chirurgical. Aici eliberăm centimetru cu centimetru, milimetru cu milimetru. Ce avem aici în spatele meu este un aparat HIPEC, se numește. După finalizarea intervenției chirurgicale în care s-a făcut colectomie, s-a scos colonul, colecistectomie, s-a scos vezicula biliară, fierea pe românește, s-a scos splina, s-a scos tot peritoneul. Se lasă 4 tuburi în pacient, pe 2 se administrează un lichid și pe celelalte 2 iese acest lichid. Acest lichid este încălzit la 42 de grade Celsius și conține o substanță chimioterapică, adică o substanță care distruge celulele tumorale restante. Ce s-a făcut de fapt? S-a distrus tumora care se vede macromolecular și acum se vor distruge celulele mici micromolecular. Asta e intervenția în doi timp. Destul de tare aparatul ăsta. E prima oară în viața mea când îl văd și eu. Costă vreo 70.000 de euro dacă vrei să-l cumperi. La finalul intervenției chirurgicale este o întreagă echipă care se ocupă de transportul pacientei, transferul pacientei de pe masă de operație, pe targa de transport și ulterior în terapie intensivă, unde va fi în continuare echilibrată, iar trecerea de la starea de anestezie generală la starea de trezire se va face lent pentru a permite organismului să-și revină încet din această stare, să nu fie un șoc adițional pe care îl dăm corpului. Nu uita ca de fiecare dată, dacă ți-au plăcut clipurile acestea, like, share și subscribe și noi ne revedem data viitoare cu informații medicale de calitate din sala de operație, de pe SMURD, intervenții de la care să aveți fiecare de învățat câte ceva și de ce nu și eu, pentru că trebuie să mă informez de fiecare dată înainte să vin în fața dumneavoastră cu informații medicale, adică să le verific. Ne vedem data viitoare. Vă salut! Vreau să mulțumesc Spitalul Sfântul Constantin pentru deschiderea pe care au manifestat-o față de aceste filmări, dar mai ales pacienților care au fost de acord să fie filmați într-un moment intim, într-un moment greu din viața lor, pentru ca ceilalți să vadă ce înseamnă să fii internat în spital, ce înseamnă să fii operat, ce înseamnă să primești anestezie generală. Tot respectul meu și încă o dată mulțumesc foarte mult!